În această duminică, Teatrul Veniamin Apostol organizează festivalul zonal pentru amatori Colib Albastră. Ideea este chiar a noastră, născută aici și născută anul trecut, când am organizat spectacolul Secolul Bubuț cu prelejul celor 90 de ani al lui Spiridon Maghiere. Noi, având deja o relație deosebită cu scriitorul, doar în 2015 am montat primul spectacol după proza lui Spiridon Maghiere în Cătușile Siberiei, după povestirea Copiii în Cătușile Siberiei. Colib Albastră. Festivalul are un specific. Dacă aici mai sunt festivaluri de teatru, sunt festivaluri unde vin colectivi de teatru cu cei ce își aleg ei din repertoriu care la alegerea lor. Noi aici condiționăm, adică vrem să vedem numai și numai piese după scriere lui Spiridon Maghiere. Fiind prima ediție, spectatorii au fost încântați de o mulțime de surprize. Prima etapă a evenimentului s-a desfășurat la aer liber. Copiii, dar și adulții au fost încântați de mai multe ansambluri din raion, cântece, dansuri, iar apoi și un spectacol de magie. Mie mi se pare destul de frumos acest eveniment. Mi-a plăcut foarte mult, aș vrea să mai fac acest așa pe tip. Concerte, să vin cu mari plăcere. Este un eveniment foarte, foarte frumos și l-au depus mult efort. Mi-a plăcut cel mai tare cum clownul a făcut magii pentru copii cei mici. Merită de vinet. După care au urmat două spectacole pe baza a lucrărilor lui Spiridon Maghiere în incinta teatrului. Spectacolul de astăzi ne-a fascinat foarte mult. Ne-a creat o dispoziție foarte bună. Mi-a plăcut secvența atunci când mama luptă pentru copiii ei ca să fie în viață, să le dea un rost și la final totuși cedează. Ne bucură faptul că suntem astăzi în vizită la Teatrul Veniamin Apostol cu acest spectacol minunat. Copiii sunt și ei fericiți și ne simțim bine.